Eu mai aduc aminte sezonul ăla, fabulos pentru Dinamo. N-au ieșit toate anul ăla. Și meciul de pe Giulești, meciul de pe Ghencea, meciul, adică Dinamo atunci a... Bine, exact perioada aia, atunci cu, înainte de UTA, nu știu ce s-a întâmplat, unde am avut meci, am făcut un meci mai prost. Păi a fost meciul cu UTA, care la fel eram condus 1-0 și atunci erau ambiții foarte mari, ținite că Gigi Nețu îi dăduse niște bani la UTA. Păi da, bine, erau și ani cu valiza, cu, adică era perioada aia fotbalului românesc, așa. Da. Se fugăreau oamenii cu banii. Păi și atunci nu erau ce era, și cu primele, erau primele în vestiar, erau, se dau bani după meci, multe meciuri, adică cel puțin anul cu titlu, așa s-a întâmplat. Venea Borcea cu centa în vestiar la voi? Da, Borseta. Borseta, avea borsetă? Da. A, asta e din aia de brâu, așa? Nu chiar, nu de aia mai, de brâu, era borsetă din aia, așa, dreptunghiulară, așa. Păi, și cum, adică înaintea meciurilor importante, mă gândesc, nu? Da, meciurile importante, țin minte că atunci pe Ghencea. Păi pe Ghencea atunci la meci, cred că au fost 100.000 în borsetă de euro. Da? Da, parcă așa țin minte. Și înainte de meci, a venit și a pus-o, bă, băieți. Borseta desfăcută, erau tankurile acolo cu astea, cu hârtiile MOV de 500. Și asta luați cașcavalul, cum era atunci. Da? Și după meciul ăla ați primit borseta? Păi da, cum? Bine, păi asta era, că câștigai meciul, borseta rămânea la noi. Să pierdea meciul, pleca borseta. Cine prelua borseta acum? Că și asta e interesant, că mă gândesc că... Nu mai știu exact la cine stătea, dar nu la jucători oricum. Cred că la masări, ceva de genul ăsta. Așa, și după aia cine făcea împărțeala? Păi împărțeala depinde atunci. Ori o făcea Neatică cu câțiva jucători, ori o făceau jucătorii. Cu veteranii. Da. Cu cine? Da. Lobonț, Niculescu, ei stăteau și calculau. Ei făceau. Care cum gătea, ce ia. Și tu în meciul ăla cât ai jucat? Un sfert de oră? 10 minute? Ce ți-a revenit ție, Liviule? Da, nu mai țin de ți-a zice, dar nu mai știu. Oricum, dai seama, puțin față de ce... De ceea ce se întâmpla, pentru că cei care jucau titulari aveau cele mai multe minute, ei își luau, că practic împărțeala cam așa se făcea, nu prea se făcea pe meci. Pe minute sau cum? Da, adică se făcea cam, băi, cam cât s-a jucat sezonul ăla, cam ce s-a întâmplat sezonul ăla, cam asta a fost. Cum erau derbiurile astea cu Steaua și cum a fost derbiul ăla care cred că rămâne forever în memoria dinamoviștilor? Adică și golurile alea mi-aduc aminte, Cătălin Munteanu, nu? Cătălin Munteanu, primul gol când intră în interior, Forfecă lui Danciulescu. Da, Niculescu, lovitură liberă, adică... Și după aia Niculescu când dă Brădoi pasa înapoi și interceptează. A, așa, da, gol, da, da. Dă golul 4, adică nu, a fost ceva superb. Și în primul rând, plecare de până acolo, pentru că noi Dinamo, zis, eram pe val atunci, oricum eram pe primul loc la distanță mare de puncte. Și drumul până acolo, suporterii care erau în țarc, în Ghencea, cum era stadionul vechi, atunci era în spate, în țarcul ăla, după el li se permitea accesul în peluză. Și noi autocarul nostru a trecut pe lângă țarcul respectiv, adică simțeai cumva energia asta și a fost bine, a fost super pentru noi atunci ca și echipă, pentru că ne-a și ieșit tot, atmosfera era foarte bună, s-a jucat de Paște, era o temperatură extraordinară, stadionul era plin. Foarte bine, frumos. Iar pe suporterii voștri nu interesa deloc că e diferența mare de puncte, că voi... Nu, dar și la modul aproape cum ai câștigat, că erați campioni. Gândește-te și la ce echipă avea Steaua atunci. Avea echipă, era Rădoi, pe era fund, Rădoi, era Petre Marin, era Vali Badea, Lovin, era Lovin, adică băi... Bănel. Bănel, era ăsta mic brazilianul care l-a dusese meme atunci. Elton, adică, da, Paraschiv. Cam asta era echipa, da. Avea o echipă și Steaua atunci, asta zic, adică noi atunci cumva ești să faci un meci foarte bun. Și când a intrat, te-a luat pe piept Rădoi? Da, dar nu neapărat Rădoi, cred că m-a lovit primul care m-a lovit, Paraschiv m-a lovit. Direct? Direct, nici n-am... Bine, îți dai seama, erau și jucau acasă cu atâta lume în tribună să vină să te bată Dinamo, să-ți dea 4 goluri acasă. Nu era chiar de aici de acolo. Și cum a fost petrecerea de titlu? Băi, ne-a fost o întreagă nebunie atunci, că am fost atunci la studiouri, la... nu la Buftă, la Izvorani. Așa. Că s-a filmat atunci cu spartanii. Îmbrăcați toți, cu garderobe, cu doamne, ce era acolo, de seama, poze. După aia am fost la aici la TNB, când am avut iarăși ședința aia foto.
îmbrăcați nu știu cum, în costume și nu știu ce, adică da, a fost o întreagă nebunie, plus petrecerea care a fost pe stadion. Ca atunci când am intrat, când a intrat Borcea și eram noi toți îmbrăcați în treninguri și erau aia îmbrăcați în spartan pe lângă noi. Bă, a fost o atmosferă frumoasă, adică... Dar ideea asta cu spartanii cine a avut, mă? Cristi Borcea? Cred că da, nu mă țin minte. Dar mă, a fost altceva, adică decât ce făcea toată lumea. A fost un lucru mișto și era drăguț. Dar în momentul ăla în care tu ca și echipă, că eu am mai prins etapele alea, că după aia am mai dat un gol cu Bistrița acasă. Când tot m-am băgat rednic și am dat gol. Așa. Dar momentul ăla în care era stadionul plin, pentru că tu erai deja campion, aveai foarte multe puncte avans și noi câștigam meciuri, adică numai Dinamo n-am mai pierdut atunci și cumva era atmosfera în care de sărbătoare, în care toată lumea venea la stadion să se bucure, pentru că erai deja campion, nu te mai apăsa stresul ăla de a putea câștiga titlul, știi? Și atmosfera e ceva deosebit, în care intri pe stadion și toată lumea e bucuroasă și toată lumea cântă pentru că ești deja campion.